Bună seara, dragi telespectatori! Iată-ne din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Oameni și Cărți, aici la Canal 33. După cum știți, ne puteți urmări în rețeaua de cablu RDS Digi la poziția 121, Orange TV și în rețeaua UPC la poziția 408, dar și la poziția 270 în Telecom. Așa că iată multe rețele de cablu unde Canal 33 poate fi vizionat și poate ajunge în casele dumneavoastră. Înainte de a începe emisiunea, aș vrea să le urez tuturor doamnelor și domnișoarilor, pentru că poimine duminică este 8 martie, o primăvară cât mai frumoasă și cât mai împlinită. Noi o să discutăm astăzi despre feminism, deci artă are legătură cu ziua de 8 martie. Am intitulat emisiunea din această după amiază, feminismul și drepturile femei, istorie și actualitate, pornind cumva, ca de fiecare dată, așa cum face mereu, pornind de la trei titluri, trei cărți publicate la editura Herald. Este vorba despre Virginia Woolf, jurnalul Virginiei Woolf, în colecția Autobiografia de la editura Herald, de asemenea Ecaterina Cea Mare, Memoriile țarinei care a schimbat lumea. Eu am să vă prezint și cărțile, acesta este jurnalul Virginiei Woolf. Apoi, așa cum spuneam, Ecaterina Cea Mare, Memoriile țarinei care a schimbat lumea, apărută tot în colecția Autobiografia. Și nu în ultimul rând, Mary Wollstonecraft, în apărarea drepturilor femei, în colecția Cogito a editurii Herald. Invitatele mele din această după-amiază, pentru că tot am pomenit de 8 martie, nu puteam să am în studio decât două doamne superbe. Luisa Neag, curatorul colecției Autobiografia la editura Herald, Miruna Vlada, scriitoare, cercetătoare, SNSPA, membră PEN România. Așa cum v-am obișnuit, pe lângă prezentarea de carte, de fiecare dată când avem câte un eveniment, vi-l prezint, vorbesc despre evenimente culturale. Mâine, sâmbătă 7 martie și duminică 8 martie, vă așteptăm la Devi Festival, Tu redescoperită, la Hotel Levoir, în un festival dedicat femeilor și universului feminin, cu workshop-uri și activități artistice în compania unor personalități precum Dan Puric, Giulia Nahmani, Zoltan Vereș, Teodor Pop, Camelia Bara. Editura Herald va fi prezentă la festivalul Devi cu un stand de carte. Se spune că o autobiografie este o spovedanie publică, mai ales când vorbim despre marile personalități ale lumii. Vrem să știm povestea omului din spatele operei care ne-a marcat. Da, ne spunem noi, era un om ca și noi și dacă el a putut să schimbe lumea, cum a făcut aceasta? Și dacă el a reușit să-și îndeplinească menirea pe pământ, cu ce obstacole s-a întâlnit pe cale? Și dacă aflăm ceva despre piedicile, dificultățile cu care s-au luptat mari oameni, oare vom găsi răspunsuri pentru întrebările noastre? Oare vom găsi putere să luptăm cu propriile noastre obstacole? Așadar, Virginia Woolf, jurnalul unei scriitoare, Ecaterina Cea Mare și Mary Wollstonecraft. Pe parcurs vom vorbi și despre un roman, este vorba de romanul Anticoncepțional, scris de Miruna Vlada. Încă în lucru. Încă în lucru, așa. Pentru început aș vrea pe scurt, o rog pe colega mea, Luisa Neac, să ne povestească puțin despre importanța acestei colecții și mai ales despre cele două titluri, Ecaterina Cea Mare și Virginia Woolf, în această colecție, în colecția Autobiografia, și apoi să începem efectiv discuția noastră despre feminism și despre drepturile femeilor. Mulțumesc, Sorin. Poate că ar fi fost sau nu știu, poate ai vrut să mă lași pe mine să dezvălui că la sfârșitul lunii martie vom avea și un eveniment pe această temă în care se va sprijini, bineînțeles, pe aceste trei titluri. De ce am ales aceste titluri pentru a prezenta această temă legată de feminism? Bineînțeles, cartea lui Mary Wollstonecraft este, se poate spune că este una din scrierile de bază de la care s-a inspirat ulterior curentul feminist.
Este o lucrare impresionantă pentru că, bine, într-un fel demersul ei era cumva de așteptat, pentru că în epoca în care a scris ea, se pregăteau nenumărate sau peste tot în lume revoluții legate de drepturile omului și era firesc ca o ființă care era înzestrată cu rațiune să lupte și ea alături de toți ceilalți pentru drepturile categoriei din care ea făcea parte. Ea s-a dovedit a fi o ființă care este într-adevăr înzestrată cu rațiune, obișnuită, învățată, educată să-și articuleze discursul în argumente. Ea a venit cu acest manifest pentru drepturile femeilor în replică la Constituția care era pusă în acel moment, care era promovată în acel moment și care se spunea era se sprijinea pe rațiune, dar în mod surprinzător în această Constituție care se sprijină pe rațiune nu exista niciun fel de drept pentru femei, care și femeile de altfel sunt înzestrate cu rațiune, și demersul ei a urmărit să sublinieze aceasta și mai mult decât să lupte pentru drepturile femeilor, Mary Wollstonecraft a urmărit să lupte pentru educația femeilor, pentru că femeile nu erau obișnuite să măcar să-și manifeste facultățile cu care erau înzestrate. Ele erau educate doar ca să fie niște accesorii ale bărbaților și chiar citează la un moment dat un scritor malițios care se întreba oare la ce folosesc femeile după 40 de ani, pentru că ele erau educate doar să fie frumoase, decorative, drăguțe, să servească, să facă copii, să servească distracției bărbaților și atât. Și totuși această femeie și nenumărate altele din epocă au arătat că și femeile sunt înzestrate cu aceleași facultăți ca și bărbații și tocmai de aceea merită să fie tratate ca niște egale. Bineînțeles că aici este o discuție foarte largă, mai spun încă ceva. Deci acesta este fondul pe care se desfășoară discuția, iar cele două autobiografii sunt cumva două felii de realitate povestită la persoana întâi. Ecaterina cea Mare a trăit în aceeași perioadă ca și Mary. Și practic poți să ai acces la o realitate povestită la cald din perspectiva acestui personaj, iar Virginia Woolf vine peste circa 100 de ani cumva să realizeze o sinteză a acestor eforturi pe care le-au realizat predecesoarele ei și să vedem tot așa la persoana întâi cam unde s-a ajuns după 100 de ani și bineînțeles după aceste demersuri să comparăm cu locul în care am ajuns acum, unde suntem acum în această problematică a drepturilor femeii. Pentru că știu că amândouă iubiți personajul Virginia Woolf, am să îi pun o întrebare Mirunei despre Mary Wollstonecraft și apoi trecem la jurnalul Virginiei Woolf. Sper ca femeile să mă scuze dacă le tratez ca pe niște ființe raționale, loc să le admir farmecul fascinant, tratându-le ca și cum ar fi într-o stare de copilărie eternă, incapabilă să se bazeze pe ele însele, spune Mary Wollstonecraft. Astăzi, cuvintele lui Mary Wollstonecraft sunt tot atât de valabile și tot atât de puțin ascultate de decidenții politici ca atunci când le-a scris în urmă cu 200 de ani, scrie un jurnalist în The Guardian. De ce sunt atât de actuale, sau de ce atât de actual mesajul lui Mary Wollstonecraft în ceea ce privește apărarea și susținerea drepturilor femeilor? Total de acord cu ceea ce susține acest jurnalist și chiar am fost invitată la un eveniment care celebrează femeile în antreprenoriat în 2020, acum două zile, unde a fost și președintele și primul ministru al României. Și în cadrul acelui eveniment, dedicat susținerii femeilor care își asumă riscuri și evident a egalității femeilor în business, unul dintre invitații bărbați a început prin a spune: doamnelor, vă mulțumesc pentru că arătați atât de bine și zâmbetele voastre ne fac ziua mai frumoasă. Ceea ce ne duce înapoi la Mary.
și la acum 200 de ani. O primă remarcă pe care un bărbat o face față de o colegă, dacă ia în considerare un aspect fizic, un aspect legat de drăgălășenie, de cât de simpatică ești, intră deja într-o zonă pe care noi acum avem un concept să o cuprindem, și acela este cel de sexism. Sigur, nu trebuie să ducem acum discuția între a face acuze și a-i face pe bărbat să se simtă inconfortabil. Cu toate acestea, trebuie atunci când lucrul ăsta se întâmplă să remarcăm și să ironizăm, așa cum Mary atunci o face, a făcut-o, și sigur gestul ei de a scrie asta într-o carte și de a ironiza practic bărbații în a considera femeile decorative este mult mai radical, da? Și implica foarte mult, mult mai mult curaj, mult mai multă luciditate decât în zilele noastre. Și că problema este că ne place și nouă să fim complimentate, și asta subliniază Mary, că vă opriți numai aici și de aceea... Sigur, pentru că este vorba până la urmă de ceea ce în literatură se numește automarginalizare, autocolonizare a discursului. Femeile ajung să fie educate în acest spirit și stereotipurile de gen, tocmai cele care subliniază ideea asta că trebuie să fii drăguță, dar să taci din gură, trebuie să fii simpatică, să faci copii și să te axezi foarte mult pe o educație casnică și nici de cum să încerci să-ți dezvolți până la urmă abilitățile. Aici cumva cred eu că apare chiar și o tensiune între mesajul bisericii și mesajul Bibliei, pentru că într-un fel biserica acum puțin condamnă partea asta de carieră și spune că o femeie n-ar trebui să aibă carieră. În același timp avem pilda talanților și cred că ar trebui să pornim de la aici, de aici, și sfatul pe care îl dă Mary este: orice ființă umană, indiferent că este bărbat sau femeie, are niște calități pe care trebuie să și le desăvârșească în beneficiul societății. Și aici asta este o sinteză foarte bună a pildei talanților. Fiecare dintre noi avem un talent pe care trebuie să-l ducem către desăvârșirea celor din jurul nostru. Ori inegalitatea salariului, inegalitatea de șanse între femei și bărbați nu face decât să inhibe, mai ales femeilor, dar și altor categorii, dreptul de a-și desăvârși menirea și de a-și folosi talanții într-un fel. Mary Wollstonecraft s-a luptat pentru drepturile femeilor și a încercat mai ales să le trezească cumva conștiința, să le facă să conștientizeze sau să-și conștientizeze propria valoare, de aceea discursul ei este încă actual. Virginia Adeline Woolf, născută pe 25 ianuarie 1882 la Londra, educată acasă de tatăl său, Sir Leslie Stephen. La 13 ani își pierde mama și are prima dintr-un lung șir de depresie. În 1900 începe să scrie articole în The Times, Literary Supplement, autoare a numeroase romane, povestiri și eseuri, precum și a unui amplu jurnal, dacă nu mă înșel, format din 24 de volume. 27 de volume, editoare și feministă implicată. Virginia Woolf este una dintre personalitățile de marcă ale secolului 19, influențând generații întregi de scriitori, luptând pentru mișcarea feministă. Cum a influențat feminismul Virginiei Woolf societatea celor vremuri? Pe vremea Virginiei Woolf deja lucrurile, mă rog, să zicem că evoluaseră, și chiar discursul ei subliniază faptul că nu ar trebui să mai fie atât de mare discriminarea între sexe, și este vexată de fiecare dată când este marginalizată ca femeie, deși este recunoscută ca fiind foarte talentată. Observă că, deși are succes foarte mare, ea totuși este privită un pic cu condescendență și nu este respectată în aceeași măsură ca și colegii ei bărbați. Observă cu ironie, cu amărăciune, în jurnalul ei există mai multe pasaje în care se sizează, dar nu se focalizează atât de mult asupra acestui aspect, pentru că totuși ea dovedește mai mult prin, practic prin opera sa și prin viața sa, prin felul ei de a trăi, dovedește că este o ființă completă și că nu, practic opera ei dovedește că nu contează dacă ești femeie sau bărbat, dacă tu ești un creator, dacă tu ai un mesaj de transmis,
practic, faptul că tu ești femeie sau bărbat în acel moment nu este neapărat relevant și nu ar trebui ca în momentul în care receptăm un produs artistic, ca să mă refer așa, sau orice fel de discurs, nu ar trebui să ținem cont că vine din partea unui bărbat sau din partea unei femei, ci să urmărim să înțelegem care este mesajul acelui discurs, până la urmă. Alice Miller vorbește într-un mic capitol din cartea Revolta Corpului, Trădarea propriilor amintiri, se numește capitolul, despre povestea Virginiei Woolf, care, ca și sora sa, Vanessa, a fost abuzată sexual de către cei doi frați vitregi, Toby și Adrian. Conform unor informații oferite de Louise de Salvo, în 1990, Virginia Woolf se întoarce mereu la jurnalul ei, la acea perioadă îngrozitoare, în care nu a îndrăznit să le povestească părinților situația ei, pentru că, oricum, părinții n-ar fi înțeles-o. Spune ea deoarece știa că nu se putea aștepta la niciun fel de sprijin din partea lor. Miruna, putem ghici în spatele notițelor sale fugare de acest jurnal tendințele sale suicidare? Ce a întristat-o pe atât de mult încât a ajuns la... Da, e bine că ai folosit verbul a ghici. Aici, în general, e o formă de intruziune destul de mare și de proiecții foarte multe ale noastre când încercăm să elucidăm noi misterul unui suicid. Sunt foarte mulți artiști, creatori care au fost măcinați de probleme și care au făcut acest gest și poate chiar nici dacă avem pregătire psihanalitică sau psihiatrică ar fi greu să îndrăznim să facem asta. Sunt total de acord că ceea ce trebuie să rămână de la dintr-un scriitor nu este nici măcar un manifest și Mary Wollstonecraft este o foarte bună scriitoare și nu ceea ce a scris ea stă în picioare dincolo de faptul că a avut un impact politic. La fel și Virginia Woolf, ea nu s-a autodeclarat feministă, bun, conceptul nu era în acel moment folosit, a influențat însă foarte mult mișcarea feministă și marile autoare ale zilelor noastre de filozofie feministă citează din ea. Ea a fost, cum bine a spus și Luiza, un exemplu viu și a încarnat într-un fel ceea ce a scris și ideile ei, personajele ei care au tulburat la acea vreme. Trebuie să menționăm și faptul că succesul ei mult mai mare de public a avut loc după moartea ei. Ea a fost bine receptată de critici, dar nu de toți criticii, ceea ce ca în cazul multor artiști e cumva o garanție că era mult mai revoluționară decât societatea în care trăia. Vorbim aici de o societate victoriană, extrem de rigidă, extrem de cu niște roluri de gen bine stabilite, chiar dacă era mai avansată decât alte societăți în ceea ce însemna au drepturile. Și revenind la jurnal, sigur aici cred că ceea ce ea oferă este o pleiadă de senzații și de stări umane, specific umane, care pot sau nu să fie trecute printr-un filtru feminist. Ceea ce putem însă cu siguranță observa era că avea o autoreflexivitate ieșită din comun, că era foarte atentă la lumea din jur, avea o empatie extraordinară pentru tot ce vedea, era o conștiință vie, cumva. Și dincolo de alte elemente și dincolo de poate cea mai feministă carte a ei și anume O cameră doar a ei, da? Room of One's Own în original, care e o reflecție la adresa femeilor care scriu ficțiune și a femeilor scriitori și a problemelor cu care femeile se confruntă în piața literară. Toate celelalte scrieri ale ei și jurnalul atestă practic capacitatea de inovare extrem de mare pe care Virginia Woolf a adus-o, adică ea fiind contemporană cu Marcel Proust, cu James Joyce, a revoluționat stilul, scrisul și temele romanelor secolului 20. Luisa, cum reacționa Virginia Woolf în fața criticilor în legătură cu aparițiile sale editoriale? Era foarte stresată. Așa? O interesa foarte tare. Deci era... O impactau foarte tare și chiar se zvârcolea în chinuri până când afla care e situația unui titlu de-al ei din punct de vedere al criticii.
Însă, mă rog, de cele mai multe ori ele erau bine primite, dar chiar și dacă nu erau bine primite sau chiar și în acele momente de agonie, înainte de a afla exact care este soarta scrierilor ei, ea totuși până la urmă în această luptă interioară învingea întotdeauna acea parte creatoare din ea și pur și simplu se refugia în scrierea unei alte opere și până la urmă pentru ea era cel mai important să își manifeste această creativitate extremă care o caracteriza și trecea peste orice fel de critică. Miruna, putem vorbi la Virginia Woolf despre scris ca terapie? Cu siguranță, deși este deja, să zicem așa, o temă ușor clișeizată sau ușor simplificată, de aia nu aș merge pe cheia asta unor lecturi psihologizante, cât de bine sau de rău i-a făcut scrisul. Scrisul, aș spune mai degrabă că este și farmacon și farmacos, dacă e să ne întoarcem la conceptele grecești, este și o travă și medicament. Pentru Virginia Woolf, cu siguranță, a fost ceva din toate. E un element liniștitor în carte, în care ea vorbește despre cât de fericită era când ieșea o frază. Asta ne arată și cât de implicată era în modul de a scrie. Sunt pasaje în care ea este efectiv obsedată de o anumită frază și povestește cum ea se plimbă și se gândește la acea frază și vrea să o schimbe și era o preocupare de viață pentru ea felul în care o frază... Și că de altfel jurnalul este jurnalul ei descriitoare. Și jurnalul ei descriitoare. Jurnalul ei de om. Exact. Că apar și niște elemente mai, să zicem... Exact, pasajele de naștere a operei. Exact, mai biografice, dar ce e interesant e că ea ne invită în culise și ne arată cât era de preocupată. Fel de making of. De modul de a scrie și câtă implicare afectivă punea în spatele fiecarei fraze, dar în același timp, sigur, scrisul o neliniștea, era o sursă și de dezamăgire și poate pe alocuri și de elemente de psihoză, de nemulțumire, de depresie, pentru că pentru un scriitor care își pune miza întreagă a existenței în scris, și trebuie să facem aici diferența între scriitori, Virginia Woolf este unul din acei scriitori și acele scriitoare, de aceea e importantă, pentru că puține femei au reușit acest lucru și trebuie să recunoaștem că puține femei au reușit acest lucru, nu pentru că n-ar fi avut talanții sau n-ar fi avut talentul respectiv, ci pentru că nu aveau o infrastructură care să le sprijine în acest sens. Bărbații aveau tot sprijinul și și-au permis de, mult mai ușor luxul de a fi doar scriitori, de a putea să aibă meseria de scriitor, de a avea liniștea financiară și de familie, ca să le permită să stea izolați la un birou. De aceea ea și pune această problemă. Ea a avut un extrem de mare sprijin din partea doi bărbați, tatăl ei și frații ei, desigur, dar și soțul ei, care i-a fost, să zicem, partener și a facilitat scrisul și a înțeles-o în perioadele de nevoie de izolare, în perioadele în care nu scotea nicio vorbă și era pur și simplu doar, se gândea doar la romanul ei. Hai să fim serioși, câte femei la acea vreme sau chiar și în vremurile noastre au acest lux și au această infrastructură de sprijin care să le permite, într-un cuvânt, doar să creeze. Asta e o problemă pe care ea a pus-o cel mai articulat la acel moment, pentru că până atunci la un bărbat și la un creator bărbat niciodată nu-ți spuneai problema cât de mult timp și cum poate să-și dedice tot timpul doar pentru artei scris, sale. Da? În schimb, pentru o femeie era de fapt un război și o tenacitate extraordinară, exclusiv personală, de a reuși să împace și datoriile exact. Casnice, de a reuși să se simtă și că este o bună mamă sau o femeie implicată în societate, dar în același timp să aibă timp și pentru creația ei. Ori astea sunt elemente care iarăși țin de societate, țin de legi, țin de cât de mult sprijin oferim femeilor artiste. Deci așa a asumat cumva în totalitate statutul de scriitor, i-aș spune profesionist, care trăiește din scris și care nu se împarte și între alte sarcini. Pentru că titlul emisiunii este Feminismul și drepturile femei, istorie și actualitate. Vorbim despre Ecaterina cea Mare, Mary Wollstonecraft și Virginia Woolf. O definiție din punctul vostru de vedere, scurtă. Ce este feminismul și pentru ce luptă activistele feministe în prezent?
provocatoare, da, întrebare. Treceți la tablă. Da, da, da. Da. Deci, mă rog, este un discurs care se referă la drepturile femeii. Nu știu, nu m-am gândit la o definiție proprie. Personal, mă și nedumerește acest gen de a pune problema, pentru că, de fapt, feminismul este relevant în toate eforturile pe care le-a făcut, este relevant în ceea ce privește rolul femeii privit din punctul de vedere al societății. Pentru că, de fapt, dacă ar fi să definim relația dintre... adică femeia, practic, este definită ca o gen aparte prin raportare la bărbat. Deci femeia este femeie ca urmare a faptului că există bărbați. Cele sunt corelative, nu pot să fie separate una față de cealaltă. Și ce este fascinant este că în realitate rolurile pe care le joacă un bărbat și o femeie într-o relație au rămas aceleași de-a lungul timpului. Și chiar dacă Mary Wollstonecraft se supără că femeile sunt apreciate doar pentru calitățile lor estetice, să zicem, și consideră că este o reducere a ființei feminine, sigur, așa este, dar dincolo de asta, acesta este un rol pe care femeia îl poartă. Deci în momentul în care apare o femeie foarte frumoasă undeva, acea femeie creează liniște, creează fascinație și creează niște mutații revoluționare, practic. O femeie extraordinar de frumoasă poate să schimbe istoria. Dacă, bineînțeles, dacă mai este și inteligentă, dacă mai este și spirituală, dacă mai este și educată și dacă este și înțeleaptă, ea poate să, chiar poate să schimbe lumea. Și sunt nenumărat de multe exemple în acest sens. Deci, sigur, ceea ce a făcut feminismul și ceea care este meritul lui extraordinar este faptul că i-a acordat femeii rolul pe care, sau luptă să-i acorde femeii rolul pe care ea merită să-l aibă la nivel social. Adică trebuie, sigur, ca și femeia să aibă drepturi, dar dincolo de asta, în momentul în care îi spui unei femei ce frumoasă ești, acolo se petrec niște lucruri misterioase și care trec dincolo de aceste categorii. Miruna. Bun. Aceasta ar fi, am să zicem, un mare sinteza... ghiveci pentru că nu am timp să spun. Nu, într-un fel e o sinteză perfectă a definiției extrem de convenționale a feminismului, care face parte, să zicem așa, din preistoria feminismului, mișcării feministe. Nu are nicio legătură cu feminismul actual, din contră, adică definiția asta poate fi dată ca exemplu de cum a început feminismul și cât de discriminatoriu a fost. Dar, bun, nu vreau să mă erigez cumva în a discuta despre școlile feministe. Evident că în orice curent de gândire, nu ideologie, da? Deci nu trebuie să facem greșeala asta. Asta face parte dintr-o campanie cu o agendă politică de a defini feminismul ca ideologie. Bun, uneori folosit derogatoriu și ca sexomarxism. Bun, ne detașăm de partea asta de fake news, rămânem în zona de știință, unde feminismul reprezintă pur și simplu un curent de gândire care vorbește despre egalitate, de șanse și de gen. Prin urmare, vorbim de a oferi drepturi egale ființelor umane în general. Și cum societățile sunt construite pe nedreptate, atunci feminismul la început a avut o agendă de a îndrepta niște inegalități evidente, și anume dreptul la vot și așa mai departe, aia fiind prima generație de feminism, care de fapt a obținut și cele mai multe rezultate, deci a avut o agendă de succes, dar care ajunge să devină foarte problematic pentru că era un feminism al unor femei bogate, al unor femei urbane, al unor femei cu soți de asemenea bogați, care le întrețineau și și-au permis luxul de a lupta pentru agenda feministă. Evident, feminismul devine mult mai reflexiv, mult mai integrator și își pune problema vocii femeilor urâte,
femeilor grase, femeilor neacceptate la masă, și aș spune că în zilele noastre avem un concept pentru a taxa pe cineva care îți face complimente fizice ca fiind complet neadecvat, tocmai pentru că nu avem o replică masculină. Adică dacă am generaliza și am spune da, aparența contează, și primul lucru când un bărbat vine la un interviu este să remarcăm cât este de frumos, ce zâmbet extraordinar are și cât de bine mă face să mă simt pe mine ca femeie, și noi femeile să ne chicotim în acest sens, spunând, uite domnule, un bărbat frumos, prin simpla prezență, spune tot. Nici nu e nevoie să mai spună ceva. Chiar și acest tip de abordare este una care este condamnată de feminism, tocmai pentru că obiectualizează și rămâne în zona unui stereotip estetic, da? Și trebuie să ne punem problema, ce facem dacă eu nu-mi permit un costum de haine, un machiaj și altceva, dar în același timp am un discurs, am niște idei, am dreptul la mergem mai departe excelent. De ambalaj și ajungem la conținut. Exact. Și atunci feminismul în zilele noastre ajunge să lupte pentru drepturile și împotriva discriminării femeilor care vin din mai multe minorități și care sunt discriminate la mai multe niveluri. Și ajungem la singurul feminism legitim în acest moment, și anume cel intersecțional. Cel în care femeile care nu, de obicei, despre care nu vorbește nimeni și care nu au în mod evident aceleași șanse ca o femeie albă dintr-o familie medie care a făcut facultate, cum sunt eu. De asta nu m-aș defini sub nicio formă niciodată feministă, din respect pentru foarte multe fete, tinere, fete și femei care n-au beneficiat nici de un sfert din privilegiile pe care eu le-am avut. Și atunci eu n-am niciun drept să vorbesc în numele lor. Prin urmare, feminismul luptă în fiecare epocă pentru nedreptățile care sunt remanente, care rămân în picioare. Ori femeile sărace au fost discriminate și în perioada lui Mary și acum la fel de mult. Din punctul ăsta de vedere, feminismul are aceeași agendă. Problema e că uneori o uită și uneori echivalăm feminismul doar cu ceea ce obțin femeile glamorous, femeile star, femeile care ies în evidență și care acum, de fapt, trebuie și ele puse sub semnul întrebării. Inclusiv Virginia Woolf a fost criticată de foarte mult feministe în acest punct de vedere, pentru că ea venea dintr-o pătură aristocrată, bogată, și a avut un soț care o sprijina. Ce facem cu toate acele scriitoare anonime care au avut 7-8 copii, cum era norma în acea perioadă, și care au trecut prin niște greutăți care le-au făcut vocea de neauzit? Înainte de a continua cu Virginia Woolf, ne îndreptăm așa spre finalul acestui personaj, ca să intrăm puțin și în Ecaterina cea Mare, aș vrea să ne vorbești pe scurt despre romanul la care lucrezi, romanul anticoncepțional. Foarte pe scurt, cred că numele spune destul de multe, este o sinteză, într-un fel, a mai multor povești aplicate spațiului românesc, privind drepturile reproductive și privind felul în care femeile contemporane se adaptează la renegocierea rolului, la renegocierea așa numitului echilibru între viața privată și viața publică, între a avea cu adevărat drept asupra corpului tău, a decide asupra corpului tău sau nu. Și evident, accentul pe care încerc să-l pun este tot povestea unei femei, dar care merge într-o zonă mai radicală și în care își folosește corpul ca să transmită un mesaj societății în care este. Evident, vorbim de societatea românească venită cu trauma decretului din comunism și care în continuare pune asupra corpului femeii foarte multe opreri. Și cred că va fi o carte care va deranja foarte mult, dar care sper eu să nască o dezbatere publică despre lipsa de acces a femeilor la propriul lor corp. Pentru că, folosind exemplu de mai devreme, o femeie care face operații estetice, și România se află în topul operațiilor estetice în rândul femeilor, deși evident suntem una din cele mai sărace state europene, dar asta arată că puține femei care au bani sau care sunt finanțate investesc în a-și modifica corpul
cocul ca să răspundă unor standarde ale bărbaților sau ale societății. Ca să spunem serios, și femeile contribuie la acest lucru prin, evident, cumpărând machiaje și așa mai departe. Prin urmare, cumva vreau să problematizez lipsa femeilor de acces la propriul corp și ideea asta că voința, asta e mai degrabă o idee filozofică pe care încerc să o transpun în narativ, propria voință și propria conștiință, de fapt, și accesul la propria voință ți este limitat, îngrădit de presiunea socială. Și cum facem, cum face personajul să-și asume conștiința până la capăt? Asta încerc să fac. Un roman care va intriga bărbații și va încânta femeile. Nu știu în ce măsură, e vorba de, da, sigur, un personaj radical feminin care cred că poate va speria și cu siguranță va nemulțumi multe femei, mai ales din aripa foarte conservatoare. E bine să avem personaje radicale? Cu siguranță, cu siguranță. Adică un exemplu pe care îl dau este că personajul meu este implicat într-o mișcare care luptă pentru ca anticoncepționale să fie oferite gratuit, să nu existe nici măcar prescripție de la medic, ci să fie oferite gratuit tuturor femeilor. Ceea ce în anumite țări nordice deja se întâmplă, în România suntem deja într-o, iarăși, o preistorie, la noi încă există discuții împotriva avortului, se discută despre revenirea la legile de interzicerea avortului. Prin urmare, cred că o astfel de abordare care să recunoască dreptul femeii la anticoncepționale gratis e una care încă scoate din zona de confort pe foarte mult. Păi măi, Miruna, mie mi se pare și normal și spun și de ce. Da, bine, este perfect. Bine, glumesc. Normal. Acum glumesc, bă, da, din ton, din mina mea pe da. Care lui sau știe, eu glumesc. Vreau să spun că este și normal. Suntem atât de puțini. Eram 22 de milioane. Am mai rămas 18. Demografic, țara asta trebuie să mai crească și ea. Da. Bun, glumeam. Problema mult mai e. În urma lecturării operelor lui Freud, Virginia Woolf a început să pună la îndoială autenticitatea amintirilor ei, pe care și le notase în schițele autobiografice, deși le putea confirma prin intermediul Vanesei, sora sa. Ea știa exact ce îi se întâmplase, dar își dorea ca aproape orice victimă a violenței sexuale, apropo de traumele din copilărie, despre care tot am mai vorbit în emisiuni, ca acest lucru să nu fie adevărat. Era cumva în faza de negare. Și a sacrificat memoria personală în favoarea acestei negări a realității, ceea ce a făcut-o mai nesigură și mai confuză pe propriile ei amintiri, apropo de o carte extraordinară apărută la editura Herald în colecția Psihoterapia Babette Rothschild, Corpul își amintește. Da? Despre zona asta de psihosomatică și cum... Prin ce este atât de valoros acest jurnal, Miruna? Jurnalul unei scriitoare, Virginia Woolf. Am mai spus-o și o să fiu sintetică, prin faptul că ne invită în bucătăria uneia dintre cele mai mari scriitoare pe care le-a dat lumea. Prin faptul că ne arată extrema autenticitate a vocii. Te aștepți poate ca un autor de asemenea calibru să aibă, nu știu, multe aspecte din astea de poză. Și descoperi aici un personaj foarte autentic, personajul viu, Virginia Woolf, care nu pozează nicio secundă sau chiar și când pozează, o face, pentru că, sigur, într-un jurnal e un fel de scenă în care e și partea asta de rol, dar o face atât de sofisticat și cumva de la un punct încolo vocea e atât de autentică pe măsură ce citește, obișnuiești cu vocea ei, încât aș spune că este un exemplu clar de cum poți să te îndrăgostești de un scriitor valoros, dincolo de genul lui. Virginia Woolf, jurnalul ei scriitoare. Hai să trecem și la Ecaterina a doua a Rusiei, supranumită și Ecaterina cea Mare, țarina care a schimbat lumea prin politicile ei sociale, mai ales 1729-1796, se impune în istorie ca o figură puternică, necruțătoare chiar. Uite, ea a fost capabilă să extindă teritoriul Rusiei cu 300.000 de kilometri pătrați, să reorganizeze zeci și sute de provincii și orașe, să gândească și să pună în practică reforme care au consolidat renumele în istorie. Luisa, în ce mod, pentru că este o premieră ceea ce a făcut Ecaterina cea Mare în istoria Europei acelor vremuri, în ce mod a ajuns să candideze la scaunul împărătesc rus în condițiile în care ea era născută în Polonia,
Deci avea niște cutume și niște bariere, niște obstacole din punct de vedere social. Unu, era născută în Polonia. Doi, fiind fiica unui prinț german, da? Totuși o fată, o adolescentă, că era adolescentă, o adolescentă modestă, care nu ieșea din cuvântul mamei, o mamă foarte hiperprotectoare, dorind să fie pe placul tuturor, ajungând la țarina în fața căreia se înclinau cu respect marile personalități ale vremii, de la capetele încoronate la mințile lunate, cum ar fi Diderot și Voltaire. Cum a ajuns ea să fie așa? Sau... Da, păi... Adolescenta nu anunța racheta. Da, nu, ba da, anunța? Surprinzător. În mod surprinzător anunța, da. Ea a trăit în aceeași perioadă cu Mary Wollstonecraft. În aceeași perioadă în care înfloreau aceste idei iluministe și în care toată lumea voia să se afirme și să urle că există și că are drepturi, bineînțeles, condiția inițială în care se afla ea nu era prea încurajatoare, deși ea a intuit cumva că acolo se află niște potențialități extraordinare și, într-adevăr, ea nu ieșea din cuvântul mamei sale, iar țarina Elisabeta era destul de drastică, chiar foarte. Așadar, ea, având o inteligență, fiind înzestrată cu o inteligență deopotrivă rațională, cât și emoțională și cu o ambiție masculină, aș putea spune, cunoscându-și foarte, descoperindu-și foarte curând avea ceva bărbătesc, avea mână de fier scopurile, deci a urmărit interesul până la capăt. Deci la un moment dat și-a dat de seama care sunt scopurile ei. Păi să placă împărătesei, să-i placă viitorului soț și să placă poporului rus. Exact. Și ce s-a străduit ea într-o primă fază a fost să se transforme într-o rusoaică autentică, dacă se poate învăța limba rusă. S-a convertit la ortodoxie și a fost așa supusă și blândă cum se cerea și cum se cădea să fie. A fost foarte repede dezamăgită pentru că și-a dat seama că nu va foarte repede și-a dat seama că nu va avea niciun fel de relații satisfăcătoare cu cel care urma să-i fie soț. Această primă parte a memoriilor țarinei, care este volumul publicat la noi în colecția Autobiografia, surprinde caracteristicile epocii și modul de viață și este cu atât mai surprinzător în felul în care trăiește ea, cum reușește până la urmă să ajungă personajul despre care ai vorbit tu, care face o revoluție în Rusia, care era un imperiu, cum reușește ea să-i facă pe Voltaire și pe Diderot și pe mințile luminate ale vremii să îi vorbească ca de la egal la egal. Exact. Nu știu ce să zic mai întâi. Acest soț al ei se dovedește a nu fi deloc un... Nici măcar, deci se spune că nu au, ea la 8 ani de când erau căsătoriți, ea încă era virgină. Și deși doi dintre cei 6 copii ai ei sunt el atribuiți... El era imatur emoțional, infantil, se juca cu soldăței de plumb, exact. Bla, bla, bla. Sunt atribuiți acestui soț, totuși, de fapt, ei sunt niște copii ai mulților amanți ulterior pe care i-a avut Ecaterina. Și ea este acuzată de un feminism din acesta al elitelor, pentru că ea, într-adevăr, apără drepturile femeilor, dar a femeilor din păturile superioare. Sigur, ea făptuiește niște reforme prin care cere ca fetele și băieții să fie educați deopotrivă, dar se referă la fetele și băieții din familiile mai înstărite și până la urmă, deși ea a făcut această reformă a învățământului, rata analfabetismului este în continuare copleșitoare pentru că nu se referea la educația oamenilor de rând neapărat, reforma ei. Timpul zboară cu voi, da. Nici nu știu cum zboară timpul cu voi, din păcate, emisiunea
e aproape de final, mai sunt 10-15 secunde. Deci am vorbit despre Caterina cea Mare, Memoriile țărănii care a schimbat lumea. Să mai reamintim cărțile, Virginia Woolf, Jurnalul unei scriitoare, și Mary Wollstonecraft, În apărarea drepturilor femei, despre feminism și drepturile femeilor în emisiunea de astăzi. Eu le mulțumesc foarte mult invitatelor mele, Miruna Vlada, scriitoare, cercetătoare SNSPA, membră PEN România, Luisa Neag, senior editor Herald, curatorul colecției Autobiografia. Am vorbit despre două titluri din această colecție. Dragi telespectatori, noi ne dăm întâlnire vinerea viitoare la aceeași oră, la ora 17, aici la Canal 33, la emisiunea Oameni și Cărți. Până atunci, să citiți și să fiți iubiți!